Bună dimineața! Te-ai calmat, dragule? Nu m-am calmat, 2 luni durează. Informație de ultim moment, să știți, ați aflat-o de aici din experiența mea proprie și personală. La Dimineața pe 2 cu Grig și Cernat pe Radio Impuls și Kanal D2. Dacă îți pierzi diploma de bacalaureat, mai bine te duci în altă țară și dai din nou bacalaureatul, faci liceu din nou, fiindcă durează 2 luni. 2 luni, deci că nu se poate mai repede. Scrie cineva, salutare, cu mulți de ei. Unde se găsesc notele de la BAC? Cred că omul e ca tine. Am dat în 2012, nu le mai găsesc nicăieri. La liceul unde ai dat? Mai bine altul nu care și-a pierdut diploma. Da, deci e incredibil. Mai am un mesaj, am primit și fotografia cu diploma de BAC de la un domn pe care îl cheamă Florin, cu note foarte bune, în 2006. Ia să vedem notele. Limba și literatura română oral, așa este, 7. Așa, limba și literatura română scris 6,25. 8, ia uite mă, la mamă, la așa, matematică 1,2. Bun, bravo, felicitări. Și la sport, de educație fizică, 10. Nu, numai eu am luat 10. Bună dimineața, la 0754222999. Povestim despre bacalaureatul tău, eventual și ce notă ai luat, cu ce te lauzi. Neața, bună! Bună dimineața, băieți, Edi din Cluj. Băi, felicitări domnului cu penitenciarul. Așa este, așa este, foarte tare. Corect. Vezi? Uneori, ca să iei bacul, trebuie să... te duci la penitenciar. Păi, eu mă gândesc, cred că așa îmi obțin mai repede diploma de bac în duplicat. Dacă mă duc la... la penitenciar. Păi, ce să fac? Că Dumnezeu, stai aici, că stai bine, lasă. Neața, 973 în 2000, profil biochimie, matematică, limba română, chimie și geografie din Craiova. Bună dimineața, să știți că eu în 6 ani am tot fost la BAC, ci că tot am trecut din Germania în Danemarca. Deci se trece cu BAC-ul, acolo e o zonă probabil. Și, eu știu, deci, băi, gata, știu. Știi de ce a luat, este Brăila, locul 1, number 1, cel mai tare județ în asta cu bacalaureatul, promovabilitate. Învață, mă, oamenii, mă. Nu, frate, deci de la Brăila... Nu! Treci cu bacul. Da. La Brăila este bacul. Sunt vreo 2 treceri de bac ca să treci pe malul celălalt al Dunării, că nu era pod până l-au făcut. Le-au făcut podul, nu mai au bacul, gata. Nu mai au bacul, da. Deci eu cred că statistica a confundat luatul bacului, bacul se ia la Brăila. Chiar în centru acolo e cobori, în centru, vorbesc serios, în centru unde au ei o zonă de centru, cobori, te duci, treci Dunărea cu bacul. Deci asta era, să știi. Da. Oricum, să mergem mai departe. Misterul. Avem și perle la BAC. Deci să le spunem că a venit un mesaj oamenilor că e reală povestea aia cu penitenciarul. A scris omul, este, nu? Și este foarte tare. Eu vorbesc serios. Felicitări, bravo. Râdem, glumim, dar bravo. Vorbesc foarte serios. Avem perle la BAC, elevi care au încercat să fie filozofi. Fii atent ce zice. Au zis că un răspuns așa inteligent aduce un rezultat mare. Și zice așa: educația îl scoate pe individ din starea de natură și îl introduce în starea de cultură. Aha. Bun. Este extraordinar. Ci că sunt elevi care au inventat cuvinte noi. De exemplu, fii atent. Stai că nu știu cum să zic. Așa, deci, naratorul este omnifient impresionat. Păi da, zic cu cuvintele tale. Omnifient. Sunt cuvintele lui. Sau mai avem, relația este cofensivă. Ce ai cum făcut, adică? Frate? Da. Cofensivă. Ce zice? Cofensivă. Ia uite. Asta știi cum sună? Sună cu, uite, de exemplu, încă o chestie. Uite, nu se pune că s-a terminat bacul, da? Dar notați acum ce zice doamna pe care o să auzim chiar acum. Să aveți inspirație dacă dați bacul în toamnă, da? Deci ați pornit înregistrarea, fiți atenți. Ar trebui să scrieți ceva de genul e așa. Pentru că de vulgaritatea umanistică unui om s-ar putea retușa pe un blastom ale nonșalanței nonconformistice într-un Jean Calvin. Numai că această republistică interumană s-ar putea repudia pe un anumit tronson umanitar. Ai înțeles, da? Exact. Republistică, nici n-am înțeles. Da, corect, foarte bun. O să o avem. Că mai am niște mesaje până mai dai tu perlele, nu? Hai să vedem. Avem cineva din Alba, îmi pare că nu s-a semnat. Singura, anul acesta, singura cu 10, Emma, nu? Corect? Lecoc? Da, Emma. Deci... Avem și din Dolj, am dat bacul acum 6 ani, 7,75, cea mai mică notă fiind la română. Se întâmplă. Uite, și asta e mișto. Și noi ne bâlbâim. Da, absolut. Când eram mic, eram bâlbâit. În 2019, 4,80 la geografie. Am făcut contestație. 9,35 după. Cum mă să iei 4,80? Băieți, Și eu am dat vacul acum vreo 14 ani, okay, mai târziu decât era normal, dar asta nu înseamnă că nu am luat o notă bună. 7,88 parcă, târziu, dar niciodată nu-i prea târziu pentru bac. Vă salută Florin din Timișoara. Te salutăm și noi, Florine. Târziu, bine, dar niciodată nu-i prea târziu. Corect. Așa este. Ce mai avem? Hai că mai avem, uite, încă un mesaj legat de bacalaureat și fugim repede în publicitate. Bună dimineața! Neața, neața, băieții! Eu bacul l-am dat în 2012, am luat 9,36, dar acest 9,36 a fost făcut pe 80% inspirație din moment, și politologie și o combinație așa mai multă de chestii. 20% a fost știință, 20% știință, 20% inspirație. Dacă întrebai pe cineva când am intrat eu la liceu dacă eu o să ajung să dau bacul sau să iau bacul, îți râdea cu lacrime. Păi da, și de mine arăți vama cu lacrimi. Te duci la bac, da, să treci cu bacul sau cum? Bună dimineața, trecem mai departe și ajungem imediat la Nadina Zisul la ora 8 fix. Vine cu știrile, să vedem, a venit, este alături de noi, are un tricou excelent, dacă vreți să-l vedeți, ne priviți un la Kanal D2. Da. Păi era cu animale. Da. Canal de 2 și Radio Impuls România dimineața pe 2. Vorbim în continuare despre bac și puțin mai târziu și despre multe altele. Neața. Hai, neața. Dimineața pe 2. This is... Bună dimineața, dragii mei, râdeam cu Grig, evident, și cu Nadina, care a venit în studio și care are un tricou cu oi. Iar vă luați de tricoul meu, de prima dată de când am venit cu el. Am zis că e un tricou cu oi, bine că nu-i cu boi. E cu Snoopy, v-am zis de data trecută, cu Snoopy. E cu Snoopy, da. Problema e fusta asta astăzi. Bine că nu-i cu broaște. A, nu, stați. De fapt, este un tricou cu Snoopy de grâu. Da. Snopurile de greu, adică problemă... Mi se pare că Snoopy sună Snoopy în moldovenește, nu, știi? Foarte drăguț. Da, este, chiar este, dar ce problemă ai cu fusta? E de plajă și n-am văzut când am cumpărat-o. Deci a rămas cu modul de concediu. Deci haideți un pic să descriem pentru cei... Și Marțea vine cu fusta de plajă și auzi că zice de nu să mergem la știri. Frumoasă, dar nu, eu nu mi-am dat seama că e de plajă când am cumpărat-o. Lasă că e mișto. Și pentru cei care ne ascultă pe Radio Impuls, aș vrea să vă spun că Nadina nu și-a ieșit din starea de mare, fiindcă în fiecare weekend ea se duce la mare, a venit cu fusta de plajă, a venit cu tricoul cu Snoopy și, bineînțeles, pe dedesubtare și costumul de baie, că nu se știe niciodată. Am o poveste genială, mă, genială, cu dusul la mare și cu un actor. Nu o să-i dau numele, dăm știrile acum. Neața! Bună dimineața! Rezultatele bacalaureatului de anul acesta aduc cele mai puține medii de 10 din ultimul deceniu, de 4 ori mai puține decât anul trecut. Rata de promovare însă este a doua cea mai mare din ultimii 10 ani. 72,8% dintre candidați au luat examenul. Promovabilitatea de peste 70% nu poate ascunde însă eșecul îngrijorător din peste 50 de licee din țară, unde niciun elev nu a luat bacalaureatul. În județele Buzău și Constanța sunt câte 4 licee unde tinerii au picat pe capete examenul. Intrarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen este pe lista priorităților Spaniei, odată cu preluarea președinției Uniunii Europene. De altfel, guvernul spaniol a fost un puternic susținător al țării noastre în ultimul an și jumătate pentru a intra în Schengen. Eduard Helvig a demisionat din funcția de director al SRI. Numit în fruntea serviciului cu 8 ani în urmă, Helvig a spus că nu vrea să pietrifice în funcție și că lasă scaunul altcuiva pentru o democrație sănătoasă. Analiștii sunt de părere că Helvig s-ar pregăti pentru o carieră politică. Apar noi schimbări pe piața RCA. Proprietarii de trotinete sau de biciclete electrice ar putea fi obligați să plătească asigurări. După ce s-au înmulțit accidentele în care sunt implicate aceste vehicule, Uniunea Europeană cere reglementări mai dure. Românii și-au luat doar în primele 3 luni ale anului 23.000 de ani de concediu medical, adică peste 8,4 milioane de zile, arată datele CNAS. A fost cea mai caldă lună iunie din istoria măsurătorilor în Marea Britanie. în ceea ce privește temperaturile medii, dar și cele maxime, a anunțat Serviciul Britanic de Meteorologie. Filmul Barbie a fost interzis în Vietnam din cauza unei scene care prezintă o hartă favorabilă Chinei. Harta arată delimitarea geografică pe care China și-ar dori-o, cunoscută sub numele de linia în 9 puncte, pretenție cu care Vietnamul nu este de acord. Filmul ar urma să fie lansat pe data de 21 iulie. Și în premieră, un robot a condus un concert al Orchestrei Naționale din Coreea de Sud. Robotul cu două brațe, proiectat de Institutul de Tehnologie Industrială din Coreea, a debutat pe podiumul Teatrului Național din țară. Bat din nou clopote de nuntă pentru Mick Jagger. Starul rock, ajuns la 79 de ani, s-a logodit cu iubita mai tânără cu 43 de ani. Cei doi au deja împreună un băiețel de 6 ani. Iar Irina Begu a coborât un loc în clasamentul WTA, fiind acum pe poziția 30, dar rămâne jucătoarea română cel mai bine clasată în topul mondial. Simona Halep ocupa acum locul 54 cu doar 1000 de puncte. Cam atât la știrile orei 8, eu sunt Nadina Zisul, ne auzim și ora următoare. Dimineața pe 2. Mulțumim Nadina, au fost știrile de la ora 8, era să zic de la ora 9, că mi-am adus aminte povestea aia pornind de la fusta ta de plajă. Nu o să dau numele actorului pentru că a fost o discuție privată. Român? Da, român. E veche povestea. Deci oamenii s-au întâlnit în gară, înțelegi? Și s-au apucat și ei de șpriț, ca și era obiceiul pe vremea aia, știi? Bă, și unul dintre ei se aghezmuiește bine de tot. În fine, oamenii se urcă în tren, îl duc pe ăla în cameră, înțelegi? Și ăla doarme, se trezește a doua zi dimineață, omul își pune șlapii, își ia prosopul, își pune pălăria, coboară la recepție și zice: Neața! Și zice: maestre, să trăiți, ce onoare că ați venit la noi în oraș. Lasă-mă onoarea, unde-i plaja? Care plajă? Cred că e la mare. Zice: păi, okay, mă duc la mare. Păi sunteți la Ploiești. Deci omul așa, deci atât de tare s-a aghizmuit încât a ajuns, în loc să se ducă la Constanța, s-a dus la Ploiești. Din Ploiești la București și din București în toată țara. Suntem Dimineața pe 2 cu Grig și Cernat, Radio Impuls și Kanal D2. Aici rămânem, neața. Dimineața pe 2. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impulse Radio.